Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne reîntâlnim la emisiunea Cozerii Amicale. Mă bucur tare mult astăzi să-l am alături de mine pe Doru Aptanasiu, prieten și coleg. Ne știm de foarte mulți ani, încă de când eram în liceu. Doru Aptanasiu preluase catedra de actorie de la Liceul de Arte Octav Băncilă, Colegiul Național de Arte Octav Băncilă, și atunci ne-am cunoscut. Ce faci, Doru? Cum ești? Băi, sunt superb! Te văd că ești și super. Arăt și bine, arăt așa și admir primăvara. Mă uit, așteptam verdele ăsta crud. Aștept să se facă miercuri. Miercuri? Da, yes. De ce miercuri? Să-mi iau permisul înapoi. Să-ți iei permisul înapoi? Da, da. Relativ recent am trecut amândoi prin această experiență, pentru că este o experiență până la urmă. Am forțat amândoi nota în contexte complet diferite. Am forțat nota la volan, considerând că suntem eficienți, doar că... Și am rămas corigenți. Exact, și s-a întâmplat să rămână fără carnet și să descoperim cum e, cum e și afterlife-ul ăsta. De... Da, e fain, nu te mai enervezi cu parcarea, bei un șpriț când vrei tu, în schimb... Cu Bolt-ul și cu Uber-ul, yes, yes. Exact, da, pe lângă costuri extrem de suplimentare, ca să spun, pentru mobilitate, dar ai descoperit trotineta electrică. Trotineta electrică, fiul mi-a împrumutat bicicleta lui de curând, mai dăm la pedale, siluetă, chestii, păi sunt frumos, trebuie să mă fac și, și mai frumos. Da, exact. Mă fac și mai tânăr. E un sport constant, trebuie să fie un sport constant. Da, 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 păi da, 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 of, dar s-ar face odată miercuri. Cum ți-a fost cu trotineta? Cum, ai avut peripeții? Da, într-o noapte m-am încăpățânat să merg pe trotuar. Așa. Și era să rămân fără dinți, adică n-am căzut, am văzut gaura la timp și după aia am spus ok, e neregulamentar, dar am să merg pe stradă, las că nu era circulație, nu era nimic și am mers cu trotineta pe stradă, dar e fain cu trotineta. M-aș încumeta să țin așa niște prelegeri de ce înseamnă să fii coleg bun de trafic și care e conduita de bun simț în trafic, mai ales acum că mi s-a readus aminte niște lucruri și informația foarte proaspătă, dar este o problemă. Este o problemă și anume cu șoferii care de foarte multe ori nu țin cont. E adevărat, cu trotineta legal, dacă nu mă înșel, este direcție clară, dat să nu circul pe trotuar, să circul pe stradă. Dar și pe stradă sunt care nu țin cont absolut deloc, baia te claxonează. Eu am pățit, de exemplu, pe trotinetă și nu o singură dată, de multe ori, am pățit să-mi iau fază lungă, adică cu faza lungă noaptea, cu atât mai mult, să mă certe șoferii că de ce merg lângă trotuar, de ce pe stradă. Și asta mi se pare foarte interesant, tipul de atitudine, cerți pe cineva, îi dai fază lungă, adică îl orbești puțin ca să-i faci trecerea și mai complicată. Asta mi se pare absolut senzațional ca atitudine. Asta, e chestia asta, nu știu, am observat că mulți oameni când merg cu mașina, care oricum merge repede, simt nevoia să meargă cât mai repede. Dacă îl întreb pe unul, bun, unde alergi așa? Nu pleacă locul de acolo, nu rămâne tot acolo. De ce trebuie? Trebuie să fie grăbiți. În principiu, eu n-am răbdare. Eu sunt grăbit. De ce, man? Și atunci apar toate chestiile astea, flash-uri, claxoane, nebunii. Astea sunt mititele, uneori mai apar și altele în trafic, dar nu vorbim de asta, știi? Să nu dezvoltăm. Spune-mi, te rog, dacă te-ai uitat la cer când ai venit, te-ai uitat la cer? Tot timpul mă uit la cer. Așa. Și cum se comportă cerul nostru? În ce sens? Adică... În ce sens? În sensul în care e senin și știi că m-am gândit la tine pentru că ne-am avut mai multe conversații, tu având și un background în care a specula vântul, curenții de aer la înălțimi a contat foarte mult. Și știi, m-am gândit dacă, adică mie cel puțin, om neinițiat în ale zborului, m-am gândit că e un cer productiv. Păi uite, azi era vreme de zbor.
Vreme de zbor. Vreme de zbor. Când vezi nori de ăștia cumului, se bucură planoriștii. Cine mai e planorist? Eu nu mai sunt. Am rămas doar cu privitul. Am rămas doar cu uitatul. Câți ani i-ai dedicat planorismului? Cred că vreo 12 ani. 12 ani magici, superbi. N-am ajuns pilot, performer, n-am ajuns tot așa. Până la urmă a trebuit să o las de tot. Te încurcă timpul. Ca să faci performanță într-un sport din ăsta, trebuie să fii zi lumină acolo. Trebuie de dimineață până seara, trebuie... Cu teatru la fel. Da, cu da, ce da. Alegi. Că la un moment dat a trebuit să aleg. Nu puteam să fac o profesie din aviație, adică mi-ar fi plăcut să ajung ca taică-miu, dar nu aveam osatura lui. Și atunci am zis, frate, îmi place foarte mult și teatru. Nu știu de ce îmi place teatru, n-ar trebui să-mi placă. Adică am toate premizele să nu-mi placă teatru, habar n-am de ce îmi place. Nu știu, deci tu de când te-ai apucat de teatru, ai observat câți nervi îți faci zilnic, cât... deci sunt o grămadă de elemente care îmi spun clar, toate stelele s-au aliniat să nu-ți placă teatru. Dar paradoxul teatral, știi? Îmi place teatru. Asta înseamnă că ai deja o formă de conflict. Ori conflictul nu e neapărat rău. Uneori avem conflict care... constructiv. Exact. Da. Vine, aduce la pachet o motivație suplimentară, e un teritoriu de cucerit în fiecare zi, cu fiecare proiect, cu fiecare... Așa am rămas fără planorism. Dar am... teatru. Am în sens poetic. Ce puncte de legătură ar fi între planorism și teatru? În sens poetic, nu caut un răspuns. Îmi dau seama că am pus o întrebare așa de mare. Ele parcă în aparență n-au nicio legătură, dacă e să o iei așa. Planorismul e un domeniu, aviația e un domeniu, teatru e altul. Dar în sens poetic au foarte mare legătură. Adică în amândouă găsești foarte multă libertate. În amândouă găsești... foarte multe senzații de care în viața de zi cu zi nu ai parte. Și mi se pare extraordinar să trăiesc senzații de care alți oameni nu au parte. Dar spuneai libertate, mi se pare un termen foarte, foarte mare, foarte generos și de mare preț. Libertatea vine și cu o responsabilitate foarte mare. Absolut! Este și responsabilitate, dar ai libertatea. Exact. Ai libertate. Ok, ești liber de aici până aici. Când spui libertate, nu spui de bandadă. Da. Nu spui asta. Nu. Însă libertatea aia de a trăi alte lucruri. De a trăi ineditul. Și dacă am rămas cu niște amintiri superbe din planorism... una din ele, zic atât. Așa. Și ai zis, mă invidiez. Să fii la, nu mai știu, la ce înălțime eram, în același curent termic, cu un uliu, care nu se speria de planor. Zbura pe lângă mine. Bun, aveam viteză mai mare ca el, aveam. Da. Dar nu se speria. Și eram frați. Eram așa. Ei, o senzație care te încearcă, știi, că spui, frate, fără motor, fără mic, sunt ca el. Am avut o clipă senzația că sunt ca el. Uliu care, spunem dacă greșesc, el practic într-un fel sau în altul nu zbura, el profita de curenții de aer ca să se mențină. Să înțelegem, oamenii de la ăștia au învățat să zboare. De la, așa. Iar în teatru să treci prin diverse ipostaze, hai că nu spun ce nu știi. Ai fost orb. Da, într-un spectacol la Botoșani. Știi sau poți să-ți imaginezi cam ce simte un... ai trăit-o pe asta, ai mai fost și fatalism, ai mai fost și nu știu cum, ai fost erou. Eu am fost criminal, am fost Macbeth, am fost... mai sunt, uite, am pe 13 asta. Da, compoziția da, da. asta,
spune ceva, frate, Valentin ăla, cu AVC-ul. Cu... O să trecem, așa. O să trecem curând și prin câteva fotografii. Sunt niște, nu știu, mi se pare teribilă chestia să trăiesc experiențe de care în viața de zi cu zi n-am parte. Nu... Asta îmi place și la teatru și că, în sens poetic, există legătura asta. Experiențe și senzații pe care n-ai cum să le trăiești în viața normală. N-ai cum. La ce vârstă ai zburat prima dată? A, prima dată, ca planorist? Când ai zburat prima dată? Nu mi-amintesc. Nu ți-amintești? Eram prea mic. Am avut taică mi-o ambiții la... Pilot instructor la aerodrom. De la el m-am inflamat cu chestia asta. Și se pare că ar fi avut o ambiție să mă ia în avion când eu eram de câteva luni. Păi nu am cum să știu. Am înțeles. Deci tu ai crescut zborul fiind o altă formă de normalitate. Cam da. Ai crescut împreună cu zborul. Nu a fost o întâlnire la un moment dat? Adică dacă țin minte, primul zbor pe care îl țin minte a fost... aveam vreo 3 ani, m-a luat cu avionul ăla cu Vilga, mi-aduc aminte și acum, am imagini cu planorul ăla agățat de avion, care parcă dansa în spatele avionului, așa, mă uitam fascinat la roata aia care nu se mai învârtea, nu se sprijinea pe nimic, vedeam căsuțe mici, vedeam bahluiul foarte subțire, așa, foarte... blocurile din Iași, mititele, și eram fascinat. Wow! După aia mi-aduc aminte și cum m-am speriat că l-am băgat în picaj, că a trebuit să elibereze după ce a declanșat planorul. M-am speriat, m-am prins de scaun, după aia am început să râd. Asta le țin minte. Da, primul zbor, n-am cum să-l țin minte. Nu știu. Eram curios dacă a fost un prag, o întâlnire mare, dacă ai simțit cumva că ți s-a modificat atunci brusc viața pentru că ai avut parte de această experiență. Nu. Mi se pare foarte normal. Adică credeam că toți copiii au... parte de experiențe. Da, și... toți copiii merg la aerodrom. Adică eu știam așa, orice copil, mama lui e profesoară la școală și tata e la aerodrom. Da. Deci nu am sens. Mai târziu am început eu să realizez. Că se uitau și cum, adică tu ai zburat cu avionul? Da. De exemplu, aia, avion cu motor, ia mă, și pe mine zbor. Eu nu o recitam când vedeam avioane. Nu, era o întâmplată, era o normală, era o firească. La ce să mă ia? Am fost ieri. Și mai merg mâine sau nu știu. Într-un fel sau în altul, tu îi priveai de sus pe copiii care cântau avion cu motor, ia mă, și pe mine zbor. Nu îi priveam de sus. Era chestia, mi se părea ciudat să vezi un avion și să... Am profitat doar de dublul sens al experienței. De ce? Dar e ceva normal. Adică, exact. Nu mă și trecerea la teatru, cum s-a întâmplat? Aici am tot repetat povestea. Mi s-a tras de la obeție în adolescență. Așa. Nu eram setat pe asta. Eu visam medicină veterinară, visam... Ei, m-am îmbătat cu niște colegi, ca să scap de orele de la școală, m-am înscris la un cerc de ăsta de dansuri populare. N-aveam nicio treabă cu chestia asta, dar ne luau de la ore. Și la ore, cui îi place la ore? Cui îi place la școală? Ei, și într-o zi am ieșit de la repetiție cu, ca adolescenții, când vor să fie mari, vor să fie bărbați, vor să fie așa, am luat noi o sticlă de ceva de pe Palade, ne-am dus lângă boșdeul ca lui Ion Creangă și dă-i. E, praf m-am făcut, m-a văzut maică mea, lucra la acea școală, n-a înțeles că eu eram beat, a crezut că eram foarte obosit. Și a doua zi s-a dus la profesor care ne coordonă, găsește o greșeală, că nu mai rezistă mititelul. Ieri a fost și rău. Și... Da, Dumnezeu să o ierte. Cât era să greșești, că era mahmur, aveam un cap cât o baniță, primul pas greșit și m-a trimis la ore. Supărat, vai, trebuie să mă duc la ore. Dar cum să-i spun asta, maică? De ce ești supărat? Am muncit atât și aș fi vrut să mă văd și eu pe scenă. Prostii, trebuia să merg la ore. Și atunci maica mea mi-a zis, vrei să faci figurații în cercul meu de teatru? Da, și am jucat într-o piesă atunci,
într-o piesă comunistă, personajul principal îl interpreta Irina Mititelu, actriță la Botoșani acum. Așa, da, da, da. Oameni minunată buni. Actriță. De ce sunt bătută? De ce sunt schingiuit? O fată care a împărțit manifeste și eram agent al siguranței, fioros, mustață desenată cu carioca, pălărină comutată de la cineva din ăsta, dar rău, așa. Nu știu cum ia piesuța aia un premiu la cântare românii, faza județeană. După aia am pus și noi un fragment din teatru adevărat, un fragment din Jocul de vacanță, în care pe rând am fost întâi Jeff, după aia Bogoiu. Așa. Să ia premiul la faza națională. Și care, cum mă vedea, băi, n-ar strica. La un moment dat am vrut să mă scriu la Școala Populară de Arte, dar eu visam dansuri moderne sau din astea. Mai că mi-a dus ori nevoie, nu te înscrii la actorie. A mers cu mine, m-a dus de Guler, predai Emil Coșeru și a început și el, n-ar strica, ai fericirea, mai că mi-a apuc că te fă pregătire și uite așa m-am trezit în la teatru. A avut o influență magnifică Emil Coșeru, dar nu numai el. Nu eram foarte convins când mă pregăteam și am văzut un actor. Uite, asta mi se pare o performanță așa, de neegalat. Face cât 3 Oscaruri și 16 Uniteruri. Să fii mort de 10 ani și să convingi printr-o înregistrare un mucos de 17 ani că e mișto să fii actor. Mă refer la Constantin Rauți, că am văzut Hagi Tudose, da, da, murise de mult. L-au dat la televizor piesa asta în 90. Și când am văzut rolul ăla, că l-am văzut pe ăsta, mă, că e mișto să fie actor. De fapt, cred mai că mai are dreptate, da, mai bine dau la teatru. E fain, e fain. Există și o anumită formă de, mult subiectivism, și ca un soi de loterie, de șansă, de simbioză cu un caracter anume sau cu o personalitate anume. Din partea unora e influența mai mare decât din partea altora, nu dar... Nu știu, ți-am spus, nu judec acum influențele, să le pun pe calibru, știi? Da, care nu, mai nici mult. Nu trebuie, nu. Însă pe lângă faptul că mă remarcase Emil Coșeru și a zis, bă, trebuie să dai la teatru, că așa, nu eram foarte convins, adică discut cu un om care avea teatru ultima pe lista de opțiuni, asta stric dacă era pe vreo listă de opțiuni. Eu nu mergeam la teatru, adică dacă mergeam o dată pe an era des, era și atunci cu școala, cu... Mă și inhiba sala de la Național, adică zice, e prea mult pentru mine așa ceva, arată prea bine, arată. Eu eram golănos, eram rebel, eram, mă rog. Și, dar nu știu ce s-a întâmplat cu spectacolul ăla. Sunt sigur că dacă aș fi mers mai mult pe la Teatrul Național, ar fi fost impulsul de acolo, ar fi venit. Da, da, da. Dar nu mergeam la teatru. Nu, în schimb, din greșeală, am deschis televizorul și l-am văzut pe Rauțchi. Știam de actorul ăla, mi se părea cunoscut la față. După aia mi-am amintit că îl mai văzusem în Roșcovanu. Era gardianul ăla, mereu mahmur, care spune zăt! Așa. Așa. Dar rolul ăla, când l-am văzut, ce putea să fac acolo, am zis, bă, da, stai, bă, frate. Habar n-aveam că ăla se chema rol de compoziție și că de fapt mă atrăgea zona asta, să compui personajul, rolul de caracter. Asta mă fascinează și acum, sunt nebunit după chestia asta. Și când îl vedeam, deci, mai ales, deci o privire a lui, nu știu cum, stătea sprijinit în baston, era bolnav Hagi Tudose, era pe patul mort, stătea, nu știu cum, așa, cădea așa un ochi. Da. Era atât de... Da, nu, clar, hai, asta-i teatru, dă-o încolo de aviație. Bine, am zis, continui în paralel și în studenție am fost, făceam pilotaj, dar eram mult mai concentrat pe asta. Ziceam, plus, nu mă interesa să fiu actor mare sau vedetă, sau, mă fascina deja cuvântul actor. Oriunde. Ce, sunt curios pe treaba asta, ți s-a părut... Acum te întreb strict în zona de studenție. Ți se părea ușor ce e de făcut? Nu. Nu.
Dar nici acum nu mi se pare nimic ușor. Dar nu e ok să fie ușor. Dacă provocare, e ușor, provocare. Din start avem o problemă, nu, ceva trebuie. O problemă, nu, nu. O singură dată m-am trezit că a ieșit din prima. Uh-huh. Și nu-i bun. La... Era un spectacol, se chema Vulpea și Struguri. Eram, jucam rolul lui Esop. Și ăla de la prima lectură s-a făcut liniște când îl zicea. Era foarte pe mine. E, după aia a avut ce să ruginească la repetiții, ce să usuce, ce să mă plictisească. Îl regiza tot un actor, Vitali Bichir. Și a început, și el când a văzut că s-a plictisit și el. Și a început să-l dea tot felul de elemente de astea, de compoziție. Să ieșim, da, să ieșim din zona de confort, să fie o provocare. La un moment dat el a cerut o pauză de repetiție, băi, mi-am prins urechile, nu mai știu ce mai vreau cu spectacolul ăsta. Și am stat o săptămână așa și am zis lui Bichir, mă, dar dacă l-am face cum îl făceam prima dată? Între timp mi s-a odihnit și mie capul, l-am redescoperit pe SOP ăla și am luat-o și am scos premiera și chiar a fost mișto. Dar nu e ok, nu cred în actorul căruia ies lucrurile din prima, nu mă atrage ideea de a lucra ceva ușor în teatru, nu, trebuie să fie greu. Auzisem-o o vorbă când eram student, nu mai știu de la cine preluată, că întotdeauna când lucrezi pe text, prima soluție care îți vine, dă-o deoparte, pentru că e superficială. Caută mai adânc. A doua soluție, la fel, dă-o deoparte, pentru că se poate mai adânc, se poate mai consistent, mai de substanță. A treia, dă-o la o parte, a patra, caută, 5, 6, numai puțin. Știi ce mi s-a părut și se încheia treaba asta? Că uneori, rar se întâmplă, ca după o căutare îndelungată, să-ți dai seama că prima soluție pe care ai avut-o era totuși cea mai bună. Diferența uriașă e când te-ai întors la prima soluție, te-ai întors îmbogățit. Deja ai termen de comparație și știi, ai toate argumentele pentru care e cea mai bună soluție. Se poate. Acum fiecare cu felul lui de a percepe lucrurile, de a vedea. La mine e exact invers. A venit prima idee, magazdea. Are ce să se complice. Adică am luat prima idee, pare superficială, dar prima... Când ai luat-o la miros așa, pare superficial. Te încrezi foarte mult și în instinct. Da, dar după aceea, când începe să se complice acolo... Yes! Da, nervi, neliniști, nu dormi. Nu tot, dar de ce aș dormi? Lasă, frate, o să stăm în pământ după aia o eternitate. Avem timp să ne odihnim. Avem tot timp. După. Așa. Și prima chestie care vin, eu de obicei, nu, sunt invers, mă găs de prima. Dar prima aia când începe, așa, efectul de efectul bulgărului de zăpadă da. Și tot. Așa. Că ajung să mă întreb de ce naiba, am momente, de ce naiba n-am căutat, poate era mai bine altă variantă, poate, nu, dar de acum nu mai am timp, merg cu asta. Și la un moment te trezești și ușor forțat de timp. Și abia atunci îți vin ideile simple, soluțiile alea, știi cum e la disperare, știi? Și ieși din impas, dar nu să... Niciodată n-am mers pe chestia prima idee superficială. N-are de ce să fie superficială. Dar dacă altfel o văd așa... Sunt contexte mai favorabile. Sunt contexte mai așa. Și acum fiecare vede lucrurile în felul lui, adică... Dacă alt actor vede altfel lucrurile, ok, respect opinia, respect părerea. Stai, frate, că omul cu asta lucrează. El se știe mai bine. Nu pot să-i spun cum lucrez eu, nu pot să-i impun cum lucrez eu cu mine. Până la urmă îți găsești calea ta. Îți găsești... Ai menționat mai devreme că ai acordat un timp suplimentar și interes, apetit către zona de dansuri moderne. Spun de treaba asta pentru că te cunoșteam din liceu ca profesor de actorie și într-un spectacol, dacă nu mă înșel, Livada de vișini, sub regia lui Hauswater, dacă nu mă înșel,
Dansai breakdance la un moment dat. Nu în ăla. Dar ce era? Unde dansai? Făceai râma și... A fost și... să văd că rău. Cum se cheamă? Tartuf. Așa. Eu jucam Damis acolo. Așa. Ok. Și îl modernizase spectacolul și jucam un rapper din ăsta. Cu gesturi din astea, s-ar îngrășa, zău, domnul Tartuf, dar stea să asculte, cu, din astea, și acolo puneam muzică la un moment și dansam, țin minte că ceilalți trebuiau să stea să... Da, exact, să țină învârt pe jos, să facă companie, râne, să facă atmosferă, fac, da. Așa, și apărea Vădani, Dumnezeu să-l ierte pe Costică, care de fapt era un agent care îl urmărea pe Tartuf, dar se dădea călugăr ca el și... Închideam muzica, sobru, eu voiam să-l bat, ăștia mă opreau, adică, da, în asta, în Tartuf, nu în Livada. Da, țin minte greșit și foarte bine că mai apar corecturi de asta din, din mers. Spun de pasiuni sau alte activități pe lângă pe care, într-un fel sau în altul, e tare frumos când le aduci. Mi-a plăcut și breakdance-ul, înainte de planorism, am pus în clubul Coasar, o vreme, n-am stat mult acolo, erau concursuri de breakdance, erau din astea... A fost și aia o experiență din chestia asta. Asta mi-a folosit mai târziu, când am început să mă mai joc pe pantomimă, pe din astea... Și bun pentru plastică, pentru... Chiar am avut de cules multe. Asta vreau să spun, pentru că e și o formă de limbaj în sine, o formă de limbaj și uneori, cum e frumoasa expresie, mai tăiem din text să avem ce juca. Uneori e tare frumos, tare frumos când ai o relație foarte bună cu corpul tău și reușești prin ca apariție fizică să speculezi în așa fel încât să devină un discurs în sine, să nu fie nevoie și de text. Să nu aducă iar înapoi pe pământeanul informațional. Sigur, și să te exprimi așa, e un avantaj. E un avantaj. Dar nu știu, mi-a plăcut și treaba asta și mișcare. Bun, la un moment dat s-a oprit și asta în timp. Am avut o perioadă, ani buni, când mă știi cum eram, mă făcusem cât o vacă. Na, și mare mi-a fost surpriza că, sigur că la un moment dat am enervat, am spus, nu se mai poate, hai, nutriționist, nici nutriționiști nu s-au inventat degeaba, ia să fac, frate, ce spune nutriționistul, ia să vedem, merge așa și, da, în 3 luni jumate m-am dezbrăcat de 32 de chile. Ca să ce? Ca la un moment dat să mă trezesc distribuit într-un spectacol de coregrafii. Nu mi se mai întâmplase de la 15 ani. Am zis, nu, n-am slăbit, cred că am întinerit. Asta vreau să spun că a rămas într-un fel sau în altul tipul de antrenament, adică n-ai abandonat zona breakdance-ului. N-am abandonat, la o vreme, și... da, o vreme n-am mai putut să mai fac. Pentru că vorbim de un proiect recent, când acum trei... Da, doi ani, cred că. Doi ani, da. Proiectul. Da, Micu Prinț. Spectacolul făcut de Alice Veliche și Radu Alexandru. Radu Alexandru. Și, chiar și... Urmează și o reprezentație. O să fie, da, nu știu când. Nu știu în perioada următoare. Să urmăriți. Ieșenii cu atât mai mult să urmărească va fi... Spectacolul, da, Micu Prinț, spectacol coregrafic, cu un bătrân de 51 de ani, în rol de trandafir. Dar o floare, care o floare de rol. Da. Asta spuneam că, într-un fel sau în altul, de la asta mă luasem, că e tare bine pe lângă ce avem de făcut să avem pasiuni și să le dăm carne, pentru că tot pe scenă ne vor servi, la un moment dat, într-un punct mai favorabil. Trebuie să ai pasiuni, trebuie să ai hobby-uri, uite... Bucătăria, de exemplu. Aia e bine, nu mai gătesc. Ce faci? Nu mai gătesc. Cum să nu mai gătești? Pasiune periculoasă, n-ai văzut cât eram, a trebuit să fac cură de slăbire, nu mai gătesc. Nu aflu acum, doamnelor și domnilor, după ani întregi de discuții de tartar,
de sos, de muștar, de treburi, aflu acum. La revedere. Nu știu dacă surprinde camera ce, cum îmi patinează mintea în acest moment odată cu această veste. Asta e. Nu mai gătesc. Acum, cred că am depistat aici un foarte mare compliment pe care ți-l faci, în sensul în care gătești atât de bine, că e cu risc de suplimentat cu kilograme involuntar. Despre asta e vorba. Cam despre asta e vorba. Deci imaginează-ți, nu, sunt pofticios, sunt gurmand, sunt așa cum sunt și imaginează-ți să faci o mâncare, o rețetă, o așa, muncești la ea nu știu cât și după aia vezi oala aia sau vezi recipientul ăla. Bă, frate, nu știu cum sunt alții, nu puteam să mă abțin. Deci până nu vedeam chestia aia terminată, nu mă lăsam. Da. Făceam o burtă, respiram greu, dar cum să nu te faci cât China? Exact. Și nu, e pasiune periculoasă. Mai cunosc tip din ăștia pasionați de gătit și unul nu-i suplu. Nu. Una e să fii bucătar profesionist, să fii șef, să fii așa. Asta e o treabă. Dar când o faci de pasiune, e cam periculos. E cam riscant. Adică te trezești, începi să știi. Și mâncarea trebuie să-și împlinească menirea și păcat. Și chestia asta, știi, cu asta, am gătit asta care merge cu vinul ăsta sau cu berea asta sau cu aia, cu așa, în context în care, unde-i, dă-mi să mănânci. Te faci cât mama Rusie, cât așa. Și apoi, nu le cară altul, tot eu le căram. Mm-hmm. Tot eu aveam așa un rucsac întreg pe mine. Te miști greu, respiri greu. Adică începea să mă încurce și pe scenă. N-avea sens. O să fac o tranziție acum, că spuneai de bagaj. Ai o experiență extrem de bogată și un CV impresionant de roluri. Ne-ai trimis mai multe fotografii, în niciun caz ele nu acoperă cariera ta și chiar dacă nu sunt aranjate cronologic, mi-ar plăcea să vorbim despre câteva spectacole. Și eventual, poate, cine știe, se stârne și niște amintiri. O să-i rog pe colegi din spectacolele tale să luăm așa la rând câteva imagini. Ce se întâmplă aici? Acolo, Farfurii. Așa. În regia lui Virgil Tănase, nu mai știu anul, cred că în 2000 sau 2001. Acolo... Încă predai atunci, încă erai la Colegiul Național. Da, acolo eram la tribună și era cu celebrul monolog al lui Farfuridi. Mamă, cât m-am chinuit să-l învăț pe de rost, că ăla fără nicio logică, adică e vorba de revizuire, da? Atunci iată ce zic eu și împreună cu mine trebuie să se pronunțe asemenea toți cei care nu vor să cază la extremitate, vreau să zic, adică da, ca să fie moderat. Un spirit al absurdului care absolut. L-a hrănit mai departe. Ei, și influențat. Era chestia asta, acolo întotdeauna trebuie să găsești o chichiță de ce ajunge Farfuridi dintr-o vorbire cumva coerentă la discursul ăla idiot, la... Așa, trebuie să fie ceva, un declic. Ei, și am găsit și o chestie, era o tribună de vreo 2-3 metri, nu așa. Așa, și Farfuridi avea un dosar mare cu o grămadă de foi și îl deschide pe tribună și face el și face el capă. Și rămâne fără... Am înțeles. Speech. Ca justificarea incoerenței. Și începe să improvizeze de la emoții, de la asta. Asta era... Eram în monologul ăla acolo, la... Da. Aici ai menționat și mai devreme de spectacolul regizat și scris de Ion Sabdaru, Spune ceva, frate. Da. O compoziție foarte dificilă, un spectacol inspirat dintr-o poveste reală. Cum ți-a fost lucrul la acest personaj, o compoziție de om care a suferit un AVC? Un AVC. Da. Un actor alcoolic care a suferit un AVC și care nu mai poate vorbi și nu-și mai simte partea dreaptă a corpului.
mereu spun chestia asta, nu e atât de greu să-ți creezi niște reflexe, cât este de greu să uiți că ai niște reflexe. Să le reprimi, să le anulezi. Păi, na, încearcă să te ridici în picioare, să te așezi la loc fără să folosești deloc. Asta trebuie să fie bleagă, știi, partea dreaptă, să nu ai mână, n-ai picior, bazezi numai pe asta. Ei, ce, ce spuneam și mai devreme cu tăim din text, avem ce în acest spectacol te serveai de câteva vocale, păi să spun vocale, maxim, atât. Dar în același timp era un discurs foarte, păi, foarte bogat. Acolo era greu. Prima dată m-am bucurat când am văzut că Sandaru i-a dat, că oscila la început, care să-l facă pe Valentin, eu sau Dumi Năstrușnicu. Când a văzut că i-a dat toată tufa de textului nostru și cu prima dată m-am bucurat. După aia am spus, bă, mai bine aveam text. Uneori e mai bine să ții mai comod să te sprijini. Ei, ajungi, da, ajungi să te tot gândești la asta. Sigur că a fost studiu. Ion a adus și un kinetoterapeut specializat exact pe din ăștia, pe segmentul ăsta, și mi-a explicat niște chestii, că nu le știam, nu le înțelegeam, nu... Așa, și în rest, mult exercițiu, chiar a fost efort și ajungi la obsesie, ajungi la... M-am trezit în Kaufland, eram cu un cărucior de ăla. Veneam de la teatru, am zis, hai să cumpăr ceva, și m-am trezit că mă întreabă vânzătoare, pe acolo, domnul, sunteți bine? Că gândindu-mă la asta, am început să trag picioare. Să probez, da, să probez mersul. Da, mă gândeam la asta și am început instinctiv, nici nu-mi dădeam seama, ce faci, sunteți ok? A, da, scuze, n-am... adică ajungi la de-astea. Pe principiul ăsta vorbeam cu un amic. Mi se întâmplă de multe ori când lucrez la un spectacol să, pe stradă fiind, să probez niște replici de cele mai multe ori. Râde la un lumea. Semafor, așteptând să se facă verde, la un semafor în calitate de pieton, un șofer. În calitate de pieton stăteam și probam, dădeam textul și probam niște accente, mă ascultam, vorbim, având creierii acolo, și simțeam oamenii stânga-dreapta, dacă... cum se îndepărtau cu ochii bulbucați. Și mi-a spus un amic, știi cum am rezolvat problema asta? Merg cu căști în urechi. Și automat au senzația că sunt într-o conversație cu cineva. Când văd că discută cu cineva și nu se mai uită la tine. Te întâlnești cu care te cunoaște, știi, cu celebrele replici, știi, mai că dacă vorbești singur sau... Dar tu cu cine te cerți acum? Sunt replicile astea, șablon, așa. Zic, nu, bă, frate, repetam textul. Sau mă gândeam, mi-a venit... De fapt, ce vrei? Da, exact. Dar arăți bizar, știu. Știu că și eu am văzut oameni care sunt depărtat prudenți de mine. Ne luăm în brațe cu tot, cu automatismele astea. Da, știu cum e senzația. Aici? Aici jucam un rol de cum se cheamă ăștia? Paranormal din ăștia cu... Am înțeles. Cu terapie paranormală, parapsihologică, parabolică. Și vorbeam și cu accent basarabean. Știu că tot timpul Cosmin Maxim se amuză cu chestia asta. Intram în scenă, Hristos a înviat, sper că ați avut un Paște frumos. Mai departe tot. Să vedem ce... Distrație. Avem... Aici mai multe spectacole. În Proștii sub clar de lună, jucam pe Gogu. Nu mă tunsesem în halul ăsta special pentru... Uite și tu cât eram, uite un pic ce acordeon aveam în loc de burtă, ce pachet. Dar sunt niște roluri care au arătat cumva pentru că arătai cumva. Acum mai e o chestie, știi, în perioada aia de om gras. Fie vorba între noi, mi s-au dat niște partituri. Eu zic că rolurile de graș sunt faine, sunt foarte ofertante. Există asta... niște particularități pe care le poți specula altfel. Absolut. De altfel am avut o, cum să zic, o ciondăneală cu Claudiu Goga. Când
El a pus, cum se cheamă, unchiul Vania la Iași în 2020. Am dat premiera aia ciudată. În context pandemic. În context pandemic. Adică s-a jucat actul întâi într-o seară, în a doua seară s-a jucat actul 2, că nu era voie mai mult de oră în sală, bla bla bla, de reguli de pandemie. Așa, după aia iar a sărit rata de incidență. Adă-ți aminte că noi tot ne chinuiam și la Stejar să scoatem 13 și nu-l mai ajungeam din urmă. Așa. O să vorbim și de un spectacol 13 mai. 7 luni nu s-a jucat. În alea 7 luni mi-a venit ideea cu slăbitul, cu chestia. Și când s-a întors, că trebuia reluat cu regizorul spectacolul. S-a și enervat puțin. Nu mai ai niciun haz. Eu jucam Teleghin. Nu mai ai niciun haz. Și s-a dus tot hazul. Început să mă boscotez. I-am spus, măi, Claudiu, nu puteam să respir normal. Dar e de înțeles, se schimbau niște parametri. Se schimbă niște parametri. Nu atât că se schimbă parametri. Atunci am observat o chestie. Deci este nevoie de un rol, o cură de slăbire și o pandemie ca să observi o diferență. Știi, când slăbești în timp, nu-ți dai seama. Dar când sari de la un rol de om gras și după o vreme în același rol ești slab, am observat foarte ciudat. Nu că te percepe altfel. Îi percepe altfel și pe cei din jurul tău. Vezi lumea altfel. Doar asta trebuia să se întâmple în timpul unui rol. În realitate nu aveam cum să văd diferența asta. Da. Efectiv, vezi lumea altfel. Nu știu să descriu cum o vezi, dar o vezi altfel, adică sigur Teleghin ăla a trebuit refăcut pe interior, pe resursele interior, de la zero. A trebuit să o iau de la capăt, nu mai puteam să mai am mersul ăla greoi al lui Teleghin cel gras, nu mai puteam să mai am gesturile. Bănuiesc că și vestimentația s-a schimbat odată. Aici, da, bineînțeles că mi s-a răzbunat Claudiu pe chestia asta, că i-am stricat rolul, că puneți costumul, Claudiu, stă ca pe un gard pe mine, să ne înțelegem, un gard foarte frumos, dar tot gard. Nu, puneți costumul, intru cu costumul, zice, dar nu-ți ține pantalonii cu mână, Claudiu, mi-e rușine, nu-ți ține, Claudiu, îți spune pe acum, sunt roșii, sus mâine, bine, tu ai vrut-o, normal că s-au dus pantalonii jos, pentru că stăteau cam atâta era spațiu. A râs lumea de mine, asta a și vrut, și că du-te în băgacă-te. Și ei s-a împăcat și el cu ideea. Asta e situația. Mă rog, da, asta spun. A trebuit contextul ăsta ca să-mi dau seama că probabil îți mută ceva și aici. Îți schimbă și felul de a gândi, te simți altfel. Mă simțeam foarte boșorog așa când eram gras, foarte bătrâncios, foarte... Țin minte că în vara aia încă mai aveam reflexele alea de pe vremea când eram gras și m-am uitat în oglindă. M-am surprins într-o oglindă prin casă și am zis, de ce naiba merg eu așa? Aș putea să merg și drept, aș putea să am și gesturile astea. Totul era bătrânesc, era... A fost și asta o experiență, să fii gras, să fii după aia slab. Să mergem la următoarea fotografie. Domnul Vulpe, Jean Grămadă. Îmi place să glumești cu chestia asta, că după cura de slăbire am revenit la rolurile din tinerețe, rolurile de moșnegi. Pentru că și la piatra mea, din vreo, nu știu câte roluri am jucat acolo într-o stagiune, cele mai multe au fost de bătrâni. Nu prea erau actori bătrâni în teatru. Era... Și, dar tu aveai și glasul, ai un timbru vocal. Este foarte și timbru greu. Vocal. Ai și timbru vocal care încuraja către zona aia. Adică pentru un alt actor tânăr ar fi fost mult mai complicat eventual dacă avea și un glas așa cristalin și curat. Era cu atât mai complicat pentru el să facă compoziție. Tu aveai deja un instrument. Aveam un instrument. Era vocea parcă o idee mai subțire în tinerețe. Am acasă un spectacol Antigona de Sofocle. Făceam Corifeu, stagiunea 95-96. Și acolo totul era mai subțire, un dor mult mai subțire, până și o voce mai așa, dar într-adevăr, timbru clar, bas,
Da. Sau, mă rog, da, pe vremea eram, îmi spuneau ăștia, când mai dădeam noi probe muzicale, când mă luau pe claviatură, eram bas bariton. Acum, când m-a luat Ian de la Cluj, Ian Ursachi. Așa, da, da, da. Așa, și, nu, și nu, până la el... V-ați lucrat împreună la, aici, la Porțile Beznei. Da, și la... Minunat spectacol, minunat, da, spectacol. Da, și apoi la, la, cum îi spune, la domnul Swedenborg, vrea să viseze. Așa. E, atât el cât și... vai ce lapsus, idiot! Cel cu care am lucrat la, la Dragoș Cohal. Așa. El mi-a zis prima dată, tu ești contrabas. Nu știam ce înseamnă chestia. Și a zis, ei da, și tu ești violoncel. Nu, man, spuneam bas pedală, da. Bas, adică de la bas bariton am ajuns odată cu vârsta și cu fumatul la bas pedală, se pare, la ultimile clape de pe pian. De pe... Ca o paranteză, te-a ajutat foarte mult să capeți experiență suplimentară și în zona de radio. E voice-over, înregistrări din astea. Radio Hit întâi, după aia Radio Iași, Radio Trinitas. Trinitas. Aia. Ai avut multe colaborări în sensul ăsta. Cu Radio Trinitas a fost experiența aia genială. Cu jandarmul. M-au chemat, la un moment mă chemaseră să le dau niște, să fac niște înregistrări. Da. La Sfânta Parascheva, erau sărbători, erau pelerini, coadă, kilometri, o grămadă de garduri și gărduțuri în jurul mitropoliei. N-aveam unde să parchez mașina, n-aveam unde să pun, bun, găsesc un loc șor. Și stau, m-am dat un gărduț de la la o parte, că trebuia să mă duc în, la mitropolie, în spate, la clădirile, da, 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 alea de acolo. Și un jandar, alo, alo, domnul, dar ce faci? Și tu nu mă vezi, dar domnul, am treabă la... Te pui mata la coadă acolo, dar nu spelerim, am treabă la Trinitas, am de dat, m-au chemat într-un, dar o legitimați ceva, hai, bă. Dar n-am legitimații, că-s pe colaborare, pe așa, știu, eu de unde știu. Mă tare mai ascult Trinitasul, adică, dar ce-o, om credincios, dar spate, dar cum, dar cred în Dumnezeu. Că... Radio Trinitas, un radio pentru sufletul dumneavoastră. Treceți. Am înțeles imediat. Am înțeles imediat. Asta era, tu aveai cartea de vizită. Am băgat la asta. Exact. Ah, te-a recunoscut, da. Te-ai identificat. Treceți. Tu erai, gata. Eram ăla cu vocea groasă de la Trinitas. Frumos. Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție și aș dori să mai înaintăm puțin încă o fotografie din spectacol. Aici e din regia lui Radu Afrim, nu? Donway. Da, din Donway. Eram doi deținuți, evadați, de atunci lui Daniel Busuioc, să trăiți, domnul director, nu-i mai spun Busu, cum mi se spune de teatru, îi spun Busan Baclan. Așa-l chema spectacol. Așa. Și făceam noi un cuplu aici. Uite, eu n-am mai jucat de mult cu Busu. Cândva eram nelipsiți. Eram erau mereu un cuplu. Acum nu s-a mai nimerit, nu s-a mai întâmplat. Începe să-mi fie doar de Busu. De Busan Baclan. Așa. Pe scenă. Mai departe, aici avem o imagine din Golem. Sub regia lui Alexander, un spectacol care, din păcate, a avut o viață destul de scurtă. Au fost puține reprezentații cu acest spectacol. Da, încă nu îmi explic de ce s-a întâmplat de s-a jucat așa de puțin după atâta muncă. Pentru că e muncă, în general la Hauswater e muncă. De interpretai chiar golemul. Da, și fizic, și psihic, ai de tras la șaibă, adică nu e o glumă la Hauswater. Știu că mă întrebau ăștia care erau noi pe vremea, Andreea Boboc, Horia Veriveș, ăștia, dar cum e la Hauswater? Eu mai lucrasem cu el, hai că m-am și certat cu el, am stat 11 ani, în fine, asta e altceva. Am zis, mă, din câte țin eu minte, am și o veste bună. Care? Mă, dacă reziști până la capăt și dai și premiera și mai trăiești, după aia tot teatrul ăsta ți se pare foarte ușor. Adică cum?
Adică mai bine te lovește trenul. Cam așa ai să-l percepi. Verimeș mi-a zis că sunt nebun la cap, că sunt prost, că sunt idiot, că nu-i chiar așa. Că... Vorbim în a treia zi de repetiție. Și a încercat să-și ia o cafea de la automat și a scăpat moneda pe jos. Cred că a luat vreo 5 minute până s-a plecat, până s-a ridicat. Așa de rău îl dureau mușchii. Ia, și în timpul ăsta a înjurat non-stop fără să se repete. Pentru că întrebarea a fost: și acum cum îți mai pare la Alexander Hauswater? E vorba de un regizor care te solicită extraordinar de tare, da. Și din punct de vedere fizic, da, și psihic, da. Face un lucruri superbe, care... e un mare regizor, exact. Dar dacă intri la el trebuie să accepți că nu e deloc simplu, nici fizic, nici psihic. Aș cuteza să spun că după 90, primele spectacole puse la ea și Roberto Zucco, Teibele și Demonul ei au schimbat sau într-un fel sau în altul au avut un impact, au avut un impact foarte puternic către publicul ieșean, scuturând teatrul de Iași de niște formule. A arătat publicului că se mai poate că și altceva, poate mai și există altceva. Și altceva, adică nu numai... Și publicul țin minte că eram copil, și rămăsesem complet fascinat să îmi dau seama că există multe alte mecanisme de expresie teatrală în afara parametrilor cumva clasici pe care îi cunoșteam. Și publicul ieșean atunci, că Hauswater a avut meritul ăsta, cred eu, că a mai scos chiar și spectatorii dintr-o zonă de confort. Asta e exact asta. Nu numai actorii. Adevărul e că nu pot să spun că e încântător efortul de la Alexander Hauswater. Când vine, e regizorul Moldamin, așa îi zic eu. Da, ca și Moldamin, frate, stai că are și o treabă bună, nu doar doare. Exact. Ei, așa și cu publicul. Mulți au fost șocați, țin minte, cu Teibele și Demonul, că de cum se poate așa ceva. Dar cum, așa. Da. Da, bine. Nu lipsesc proștii pe planetă, știm că unii au venit cu din astea antisemite, cu argumente de astea. Ei, la ele am spus, Ciociosan, oprim discuția aici. Orice discurs oprim... în direcția asta. Nu, eu opream discuția, adică nu, exact. Dar oprim discuția definitiv, punct. Adică ne oprim aici și hai, nu știu, ce-ar fi să nu mai vorbim despre nimic? Știi? Vreau neapărat să vorbim, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. În această perioadă e practic săptămâna porților deschise la Universitatea de Artă George Enescu, perioada în care sunt mai multe reprezentații, spectacole și producții din departamente diferite ale universității, la care au acces mulți liceeni și... Te pregătești și tu să închei cu o generație și să deschizi ușile clasei către admitere. Păi acum vine rândul meu să vorbesc despre tine. Diseară este spectacolul ăla superb pe care l-ai pus tu și eu îi aștept pe tineri să vină și să vadă spectacolul lui Ovidiu cu studenții mei. Ce a știut să facă Ovidiu, i-am crescut până într-un punct și acum, cum a fost și cu generația trecută, merge până într-un punct, îi creștem și după aia ia-i, regizează. E o experiență foarte frumoasă și până la urmă e vorba de anumite căutări pe care le avem noi și eu din punctul ăsta de vedere... privesc treaba asta. Am niște răspunsuri, dar în continuare profit cumva de marile nelămuriri ale unor tineri să sondez mai departe, să forțez cumva notele și îmi place, profit de ocazia asta. Păi normal. Și urmează o perioadă de pregătire unde inclusiv universitatea are organizate mai multe întâlniri, unul la mână să lămurească informațional pe potențialii candidați. Doi sunt cursuri de pregătire efectiv ținute. Eu lucrez online deja, nu știu, cred că acum se fac 2 luni de zile de când lucrez aproape zilnic online cu fără niciun ban, fără niciun chestii. Căutăm oameni și fac pregătiri pentru admitere. Pregătiri
gratuite, facultatea de teatru așteaptă tineri și văd că există tineri și asta mă bucură că mai sunt, că sunt oameni care vor teatru și în rândul tineretului teatrul încă place în... și asta într-o lume care ușor, ușor se mută în online, văd că teatrul rămâne. Poate într-o există, bună zi... Există un caracter complet specific și o organicitate cu totul și cu totul specifică teatrului pe care nu cred că vreo tehnologie vreodată o va putea asimila. Și aici știi ce mă refer? Chiar dacă s-ar produce niște dispozitive de să vizionezi 3D ceva, nu, 7D, cu mirosuri, cu toate astea, a nu fi acolo fizic ceva să pierde, un schimb energetic concret posibil, pe care ți-l oferă. N-am de unde teatrul să știu ce o să facă pe viitor tehnologia. S-ar putea să rezolve și chestia asta. S-ar putea să anuleze meseria de actor la un moment dat. Habar n-am. Nu știu cum o să fie. Însă, spun, pe moment, încă există dorința de teatru. Și, știi, s-a spus despre teatru că o să dispară când a apărut cinematografia. Au existat, bine mersi, cinematografia parcă dă să dispară sau se tot transformă în altceva, teatru rămâne. Când a apărut televiziunea, gata, că nu știu, a apărut internet, o să dispară teatru. Nu, nu a dispărut și cred că nu o să dispară, chiar și dacă îl transformă tehnologic, el rămâne. Nevoia de teatru nu au numai oamenii care fac teatru, nevoia de teatru o au și spectatorii, care de fapt sunt principalii creatori. Dacă ar ști un spectator că de fapt în momentul în care intră în sală devine și el creator al spectacolului, numai prin acceptarea convenției, dacă oamenii ar ști, probabil ar cere jumate din bilete înapoi. Adică, dincolo adică, de atmosfera. Și eu fac spectacolul, nu? Da, păi da, dăm niște bani înapoi. Dincolo de atmosfera creată dinspre scenă, spre public, există și o anumită energie în public și contează foarte mult. De asta, de exemplu, rugămintea de a-ți închide telefonul mobil la un spectacol e atât de importantă. Orice sonerie poate să întrerupă un demers organic frumos și... Distrugi tot într-o singură secundă. Poți distrugi un spectacol cu un simplu muțunache de ăsta care sună așa. Doru, îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de noi. Să ai o zi cât mai frumoasă și șoferie blândă și curată cu evenimente doar fericite. Da, să dea Dumnezeu să nu mai văd polițiști care se uită urât la mine. Cam să mă uit și eu urât la ei de acum. Așa, asta e. Așa drept să le faci. Pedeapsă. Domnilor, doamnelor, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Toate gândurile bune și să ne revedem voioși și sănătoși. Toate cele bune, numai bine.